Așa. Cine scrie tristețile astea că mă apuc acum de musical? Bă, eu! Adică acum iar nu mai e niciun secret. Tu ai scris piesa asta? Nu, nu e scrisă de mine. Piesa, de fapt, e partea a doua a Struțo Camilei, începută de anul trecut. Și s-au amândouă scrise de băieții de la Deepside DJs, la Metropolitan Records. A, ce tare! Mulțumesc! Da, și am făcut chestiile astea, filmulețele astea, scurtmetrajele astea, dacă le cu putem poveste, numi cu poveste, așa. Da. Am mai făcut-o pe Cosoi să plângă, vreau să știu. nu chiar a plâns. Haide că e. Acolo, da, un pic. Pe final e... ai călcat-o pe picior, recunoaște. Da, chiar am enervat. Cred că la un moment dat era scoasă din sărite din frică. Am filmat prin a doua jumătate a lui noiembrie. A fost fric, da? Da, și am stat toată ziua afară și... Așa și cel puțin acolo la final era chiar ultimul lucru pe care l-am filmat și era și ultima lumină din zi și chiar tâmpisem de frig amândoi. Și oricum a intrat foarte foarte bine în povestea mea și m-a tot întrebat, dar cum e, cum s-a întâmplat, cum a fost, ca să înțeleagă ce se întâmplă. Și la final chiar a țipat la mine de vreo câteva ori, mă aștepta și la o palmă, eram pregătit, eram cu obrazul așa, că în cazul în care s-a întrebat cu care mână dă mai bine și eram pregătit. Drăguță, povestea probabil suprapusă pe viețile multora, mai vine ceva? Cred că da. Cred că o să facem și partea a treia. Dacă tot am început, am zis că să continuăm să ducem totul la bun sfârșit. Am înțeles. Frig, iată chin să lucrez cu Laura Cosoi. Cine a filmat treaba asta? Anthony Icoagu. Anthony. Da. Colegul nostru de suferință. Da, mă zăpăcește stilul ăsta super fotografic de a filma lucrurile. Nu mă pricep chiar deloc, avem și noi casa noastră mică de producție. Trebuie să le explicăm oamenilor însă, așa, cei care fac videoclipuri, că atunci când filmezi cu aparate foto, așa, trebuie să te aliniezi și toate aberațiile pe care le dă obiectivul foto trebuie să fie corectate sau asumate. Da, așa este. Toți fotografii vor să filmeze foto-video. De asta facem școală și de televiziune, domnul Anthony. Dar, mă rog, acum e o nouă modă și dacă și Rihanna se filmează așa, eu zic să lăsăm lucrurile așa. Îmi place cum arăți în două culori. Mulțumesc. Sunt de fapt vreo trei acolo, avem și un pic de alb. Văd. Da. Dar vreau să știe fetele de acasă că tu color n-arăți cine știe ce. Adică... Da. Oricum, a rugat producția dacă se poate să facem momentul negru, dar nu s-a putut. Nu s-a putut. Da, și suntem și full HD. Da. Mulțumim, Andrei Leon, te poate fi găsită pe pagina lui de Facebook, un tip super sensibil. Piesele astea nu sunt de ascultat toată ziua, e bine să le asculti către seară. Vine și pe noi dăm share numai noapte, vă aștept acolo pe Facebook.